Prima tranșă a rentei viagere aferente anului 2013 a fost plătită în această săptămână fermierilor sălăjeni care și-au vizat carnetele de rentier în perioada 1-31 martie 2014 și au avut deschise conturi bancare, se arată într-un comunicat al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, suma totală plătită este de 11 milioane de lei, având ca sursă de finanțare bugetul național pentru un număr de 9.653 de beneficiari. Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul, se aplică persoanelor care au solicitat obținerea calității de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv. Pentru a intra în posesia rentei cuvenite, începând cu data de 1 martie până la data de 31 august a fiecărui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar la oricare centru județean al APIA în vederea solicitării vizei anuale a carnetelor de rentier agricol, în baza cărora se va plăti renta viageră agricolă. Quantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro per an pentru fiecare hectar de teren extravilan în străin sau pentru care s-a încheiat acord cu investitorul și echivalentul a 50 de euro per an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafețele mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul. Plata rentei viagere agricole se face în lei prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR din anul pentru care acesta se datorează. Plata se efectuează prin mandat poștal, virament bancar sau orice modalitate prevăzută de lege. Renta viageră se plătește într-o singură rată anuală până la data de 30 noiembrie a anului următor, celui pentru care aceasta este datorată. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moștenitorii săi pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moștenitor.